Salut! De ce am fost nevoit să tai atât de drastic această viță de vie? Haideți să vedem împreună care au fost motivele pentru care am recurs la această măsură extremă. Povestea viței de vie începe cu mine abia din octombrie 2020, când am achiziționat această casă. Vița de vie bătrână, era într-o stare de degradare accentuată, șpalierii erau distruși și am făcut doar lucrări de întreținere, doar lucrări de uh, perpetuare, de rodire. Pentru că nu aveam altă posibilitate la acea dată, treia să termine întâi casă. Așa arăta structura viței de vie în decembrie 2020. Haideți să vedem împreună de ce a rămas atât de îmbătrânită. Pentru că, așa cum se vede în această reprezentare grafică, dintr-un singur butuc au fost lăsate multe corzi. Corzi care au dus la epuizarea butucului și implicit la distrugerea acestuia. Vedem că partea din dreapta este alcătuită din corzile provenite dintr-un singur butuc. Avem 7 corzi principale plus alte ramificații, deci ajungem la 10 uh, elemente dintr-un singur butuc. Acest butuc hrănea singur toată această parte uh, a boltei, așa cum a fost ea formată. Și în timp, bineînțeles, că s-a epuizat. Dacă a fost lăsat cu atât de mare încărcătură, aceasta a dus la epuizarea botucului și la îmbătrânirea corzilor de rod, care, bineînțeles, că nu au fost întinerite. În partea cealaltă, în partea de dinspre casă, sunt câțiva butuci, vreo 6, 5, 6 la număr, cu ramificații destul de profunde și aici, dar nu a fost cazul butucului din partea dreaptă care alcătuia jumătate din boltă doar el singur. Oricum vița a fost îmbătrânită, nu a fost întreținută așa cum trebuie, nu a fost tăiată uh, pentru regenerare, ci doar pentru fructificare, fructificare masivă care a dus, bineînțeles, la epuizare. Cu verde am semnalizat doar părțile unde aceste coarde mai produceau struguri. Deci, în partea superioară aceasta este epopeea scurtă a viței mele de vie. Am fost nevoit să o tai, nu se putea altfel. Sper că v-a plăcut prezentarea. Rămâneți în continuare alături de mine. Multă sănătate și aveți grijă de voi!